Ne-am întors la Galați, unde ne pregătim de startul întâlnirii dintre Oțelul și Poli Timișoara. Ionuț Neagu, lung, lovitură de cap și e gol! Gol, Oțelul! Minutul 3! Oțelul deschide scorul, un corner bătut undeva pe colțul lui 6, la bara a doua. Joacă lateral pentru Cisuti, din nou duc jocul la margine. Gorovei, o centrare deviată și încă o deviere. Vine centrarea, lovitură de cap și... Ho-ho! Ce ocazie are Cisuti! Va fi o minge aruncată în careul Timișoarei, așa se întâmplă. A ieșit și a reținut Cucih. Tot el preia, foarte activ și în prima repriză acest Alin Nica. Apare Cisuti și la șutul este peste Oanea. Spunea multe întreruperi, multe baloane în afara terenului de joc pentru repuneri de la margine. Fragmentat, destul de fragmentat jocul în această repriză secundă. Acum bine găsit, aici este Germinio, centrare șutată. Jardan și Ionuț Neagu lângă minge. În urmă rămâne Neagu. El execută și apără portarul Cucic, moment în care se pune punct acestei întâlniri.